În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 22 de nave fără operațiuni portuare. 17 dintre acestea erau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, joi erau 9 nave, 7 pentru portul Constanța, una pentru portul Midia și tot una pentru portul Mangalia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 26 octombrie 61 de nave erau sub operare, 58 se aflau în portul Constanța, 2 în portul Midia și una în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau joi dimineață 34 de nave. Dintre acestea, 26 așteptau pentru operare, iar 8 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 44 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 20 de nave străine și 24 de nave românești.